Închis în weekend la supermarket sau program redus până la prânz. E dorința micilor comercianți care se plâng de vânzări tot mai slabe, pe care evident le pun pe seama marilor lanțuri de magazine. Propunerea lor a fost discutată azi la guvern și s-ar putea transforma în lege. Supermarketurile sunt pline de clienți în weekenduri și tocmai asta e marea nemulțumire a comercianților care dețin magazine de cartier. Efectele se văd foarte simplu din cifre la noi, pentru că sunt scăderi de 20-30%, chiar și 40% din vânzări pe perioada weekendului. În general, shopperii, clienții noștri migrează în magazinele mari. În momentul în care ești în oraș, să bei o cafea, să mănânci o prăjitură, să te uiți la un film, să-ți cumperi o hăinuță, da, uite, îți faci și cumpărăturile. Micii comercianți propun ca retailerii să nu mai țină deschis în weekend. Supermarketul la care ne aflăm acum funcționează de luni până sâmbătă, de la 7 dimineața până la ora 22 seara, iar duminică de la 8 dimineața până la ora 20 seara. Însă acest program ar putea să fie modificat în așa fel încât de luni și până vineri magazinul să aibă același program de funcționare ca în prezent, dar sâmbătă și duminică supermarketul să fie închis. Măsura s-ar putea aplica pentru magazinele cu o suprafață mai mare de 1000 de metri pătrați. O altă variantă luată în calcul ar fi funcționarea în weekend doar până la ora 13. Clienții nu văd însă cu ochi buni modificările de program. În multe locuri este închis afară și parcă te vezi așa, că nu ai de unde să cumperi, deci oamenii sunt liberi sâmbăta și duminică. Mă gândesc la cei care lucrează. Cei care au copii. Nu cred că e o soluție bună, pentru că sunt oameni care interesați să facă cumpărăturile tocmai în zilele astea, de sâmbătă și duminică. Așa este în toată Europa și considerăm că asta ar sprijini cumva comerțul românesc pe de o parte, pe de altă parte ar sprijini foarte mult și Horeca, pentru că le dă o bulă de oxigen și lor. Se luptă naționalismul românesc cu vampirul străin care vine și ne suge sângele. E foarte greu de pus în practică, pentru că în același timp, în Occident, spre exemplu, noi vedem că marile hipermarketuri nu sunt în centrul orașului. Asociația Marilor Rețele Comerciale nu a dorit să comenteze solicitarea făcută guvernului. Săptămâna viitoare, autoritățile se vor întâlni din nou cu micii comercianți pentru a definitiva măsurile care i-ar putea ajuta. Pe lângă închiderea supermarketurilor, se dorește ca impozitul de 1% pentru marile companii să fie eliminat. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.